Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit la Oviș de Elită. Vă invit să discutăm despre partida sau să facem analiza partidei CSU Craiova, sau cum dracule mai zice la ăștia, și Dinamo București, încheiată cu scorul de 5-0 pentru gazde. Glumesc, desigur, n-am ce analiză să fac la așa bazaconie de partidă, dar o să discutăm puțin despre ce s-a întâmplat pe acolo, declarațiile de după meci și alte cauze conexe. Ce știm în momentul de față? Că în gazeta de împachetat mâncarea, în ziarul care se împachetează peștele afumat, a scris acolo că Mureșan ar fi declarat sau a spus că Rednic este ca și antrenorul echipei noastre. Este ca și, dar nu este încă antrenorul nostru. Vrem să vedem asta, că se îndeplinește. Pentru că nu se mai poate, după cum ați văzut, eu, noi v-am atras atenția că băiatul ăsta e nevinovat și ați văzut și declarațiile de după partida asta. Când a înfierat jucătorii și a spus acolo că trebuia să iasă în față, că... Noi o să discutăm foarte clar, să vă spun ce s-a întâmplat acolo. S-a văzut lipsa de experiență a băiatului ăsta. El a antrenat pe la, a jucat pe la... Nu și pe la botezuri, cred că... Și a antrenat pe la divizia sătească, cred că, pentru că nu ai cum să gândești un meci așa și nu ai cum să faci o astfel de distribuție cu 100.000 de fundași care se călcau picioare și defensiva tot descoperită era, pentru că faci o echipă destinată pentru defensivă, dar tu încerci să ataci. Asta e cea mai mare prostie care poți să faci vreodată. Dacă vrei să joci la ciupeală și... Vrei să joci cu 5 fundași și arunci mingea în față și aștepți să facă ăștia o greșeală, le dai mingea adversarilor și lași pe ei să joace. Asta se face, dar n-ai ce să vorbești cu niște agiamii care au bastonul de mareșal pe geantă și îi crezi muguri pe piept și acum, mai nou, ce băieții n-au avut caracter, trebuia să iasă în față. Dumnezeu, asta e valoarea lor. Dar vă spun eu, valoarea unei echipe este dată și de antrenor, pentru că ați văzut, Bonetti ne-a demonstrat că se poate. Bonetti ne-a arătat că se poate, într-un fel se poate, că într unele cazuri când adversarul este mult prea puternic și asta, avem probleme și asta, dar totuși eu vreau să spun că nu a fost diferența atât de mare între noi și această echipă, această clonă. N-a fost. Scorul arată 5-0, în fine, au jucat. Vreau să spun că ne-au bătut mai meritat. Cartonașul la care a luat la al doilea galben a fost meritat. Ne-a bătut practic mai meritat decât VCSB-ul. VCSB-ul a făcut niște matrapazlăcuri acolo, lovitura era liberă, inventată, au dat primul gol. După aia s-au asigurat că nu mai mișcă nimeni, că Dinamo nu mai are șanse să mai revină. Acum au fost băieți supărați care au spus că nu se putea să dea, dar a fost, într-adevăr. Mi s-a părut la penalti ăla că s-a atins ăla, Ivan ăla s-a atins de Geafer, care a intrat imprudent, într-adevăr, a intrat imprudent. Omul, băi, nu poți să, n-ai cum să intri așa când știi că ai un cartonaș. Și n-ai cum ca antrenor să-l lași pe ăla pe teren, nici nu știu, nici nu spun să-l mai bagi în primul 11 din prima, dar dacă l-ai băgat, îl scoți după 2 minute, cum spunea și Pandur. Am văzut că a spus Pandur la un moment dat, zice, băi, eu scoteam după un minut. Și când ai văzut că a luat cartonașul la minutul 6 și a intrat așa irresponsabil, îl scoți afară, că ăla cred că vrea să ia cartonaș. Și n-ar fi exclus să fi primit vreun ordin să ia roșu. Nu, la noi se poate întâmpla orice, deci orice e posibil, orice scenariu. De-aia spun, bă, terminați mă cu scenarita, terminați cu nu știu ce, dom'le, terminăm noi cu scenarita, dar dacă o să termine și ăștia cu telenovele și cu minciunile. Pentru că ați văzut ce se întâmplă, sunteți mințiți în continuu și... Apropo de minciună și asta, a apărut un tataie ăla care vindea ticouri și vă lua cash, vă lua banii cash pe cotizațiile TDB. Cum s-au încasat banii ăștia? Ce? V-a dat vreo chitanță? Ce s-a întâmplat acolo? Dom'le, sper să vină DNA-ul și să facă treabă, pentru că am văzut că tataie ăla a fugit. Ce, domnilor, nu mai cu lacrimi în ochi plec din TDB, știu unele persoane care nu știu ce. Și a venit Gina Stoian și a spus acolo că Robert Aide zice că nu știe despre ce e vorba. Băiatul ăla a plecat din alte motive și că ne-a spus că a plecat, că a fost folosit. În fine, eu spun că
a fost folosit și a plecat ori de frică, a plecat ori de frică, a plecat ori de... S-a prins că e folosit și a fugit, dar nu cred că asta este, asta este motiv. Sau nu s-au înțeles la bani, mai poate fi și altă chestie. I-au promis ăștia niște bani pentru că am observat foarte mulți nemulțumiți că li s-a promis. Cum a fost și băiatul ăla, specialist în IT, care l-au prostit ăștia să-i facă, să facă platforme e-sport și nu știu ce, au luat bani de porba lui și i-au promis că o să-i dea în administrare site-ul oficial al clubului. Și apoi l-au sunat acasă și i-au amenințat familia și l-au înjurat și i-au înjurat soția și copilul și... Înțelegeți voi ce se întâmplă aici? Și cred că și lui ăsta, lui tălpașul ăsta, ia, la fel, l-au folosit. Și au făcut treaba cu el și acum încearcă să ascundă urmele. Hai, fugi tata aia de aici, nu mai ești aici, n-ai luat cash niciodată, fugi. Dom'le, sper ca DNA-ul să facă treaba, dom'le, procuratura, auziți? Băi, care lucrați în domeniu, care sunteți la procuratură, la... aveți... de-a face cu infractorii și așa, trebuie să vă autosesizați. Veniți acolo la Dinamo și verificați pe ea cu programul Rabla. Programul doar Ionuț Negoiță... 48. Înțelegeți? Veniți acolo și rezolvați problema. Eu am spus clar. Se mușcă între ei acum, se bat între ei pe ciolan acolo, că nu le-a ieșit. Ei au zis că le dă nu știu ce, ce o zvârte, ăștia nu le-a dat, acum ăștia fug. N-ați văzut? Eftimescu, dracu să-i pierdem și pe ăștia. Fug toți acum ca șobolanii, până acum făceau pe aici, veneau, se foloseau ăștia de ei și arunca în față. Și acum au fugit. Încearcă să se ascundă urmele, să vină, să schimbe oamenii, să vină alții. Să nu mai fie aia care au făcut anumite matrapazlucuri și poate să depună mărturie, îi ascund. Dar nu, nu se poate. Dacă e cineva care dorește să facă o anchetă ca noi, să facă o verificare la sânge, vă spun eu că îi bagă în pușcărie pe ăștia și scăpăm dracului de ei. Și asta este. Dom'le, uite, e Badea, nu e Badea. Uite, Popa nu e Popa. Dom'le, Badea a vorbit cu toți, ai văzut că l-a întrebat pe ăla pe Zăvăleanu, a fost un interviu ieri, în, nu mai știu în ce publicație, cred că în ProSport, și l-a întrebat acolo dacă el a, cine l-a adus acolo. Și la un moment dat, dom'le, n-a negociat cu... Și că n-a negociat cu Badea, dar Badea m-a pus. Dar cu cine ai negociat, vrei? Trebuie să zici că ai negociat cu ăla la fumul Grătarului acolo, cu Hellas sau cu Trahanache. Nu, eu v-am spus că n-a negociat nimeni cu nicio Peluză, că spuneau ăștia că băi, Peluza, nu știu ce, suporterii au vorbit, dar să se ia în ziar căcatul ăsta. Suporterii au numit acum un administrator, l-au vorbit, l-au convins pe Mureșan, nu știu ce. Nu, eu n-a convins nimeni pe nimeni, a zis și Mureșan când a venit prima dată, a spus că Badea mișcă și face și desface. Înțelegi? La Dinamo. Deci el e acolo. Mulți spun că aici că e serios, că nu știu ce. Într-adevăr, la el se află tot, toată cheia, cum să zice. La el se află palmares, la el se află tot după 2000, să înțelegem. Pentru că palmaresul lui Dinamo, culorile și tot ce, ce înseamnă Dinamo până în 2000 sunt la Ministerul de Interne. Și o să vedeți că așa este, cum spun eu. Pentru că m-am interesat, am discutat cu câteva persoane de acolo și așa este, este clar. În fine, nu știu dacă se va ajunge la un, o situație cum e la dușmanii noștri la VCSB, dar noi sperăm să nu se ajungă, dar sperăm să vedem și Dinamo pe mâini bune, nu să vedem așa Dinamo folosit ca, ca o cârpă de, de, de șters pe picioare și aruncată. Asta e problema. Că e Badea, că nu e Badea, Badea a fost și până acum, dom'le, și cu Negoiță tot Badea a fost. Hai să fim serioși, n-a venit Badea acum și Salvatore de la Patrie, hai să fim serioși. Au stat ascuns și la cotitură, l-au băgat până Negoiță în față, ei au fost grupul ăla care îl știți. Deci, băi, bagă-te tu în față, bagă în insolvență pe ăștia, asta e, te înjură pe tine, după aia venim noi și așa mai departe. Ce să mai, hai să înțelegem niște lucruri, dacă le înțelegem, dacă nu, nu. Ei taie, ei spânzuri acolo, nu discută cu nimeni, degeaba spuneți că faceți voi ca salva voi. Nu vreau să fac nimic, voi le-ați dat banii ăștia ca să-și plătească datoriile, să mai reducă din datorii. Și banii voi știi se duc, o să vedeți, că ați văzut principalii creditori care sunt acolo. Ionuț Negoiță și cine? Cămătăria de DB-ul, adică ăștia, Hellas, Trahanache și cu Anchel ăia, da? Care au împrumutat Dinamo cu banii voștri donați. Înțelegeți? Voi le-ați donat banii lor ca ei să împrumute Dinamo și să ia banii înapoi și să facă ce vor ei cu ei. Înțelegeți?
Și care bani ne-ați văzut că voi ați dat mai mulți bani de 2 milioane și 300 sau cât spuneți acolo, că vă spuneau ăștia că să vă luam, nu zice că e 2 milioane, dar a fost 1.700.000, nici nu mai știu ce a fost acolo. Dom'le, banii aia s-au dus în buzunarele cui trebuia o parte, vă dați seama că s-a făcut acolo, ia și tu, dă-mi și mie. Înțelegeți, mă, ce au făcut ăștia cu banii voștri și nu v-am spus lucrul ăsta. Noi tot am fost înfierați, că sunteți zgârciți, că nu vrem să dăm, că nu știu ce, că la, că noi n-am făcut niciodată pentru Dinamo nimic. Băi, papagalilor ăștia care te comentați. Deci, eu personal am cotizat 20 de ani. 20 de ani am cotizat la Dinamo, da? Ca să nu mai mănânce vreunii căcat și... Când unii se încălțau cu festul, eu cotizam la Dinamo, dar ce să discuți cu ăștia? Deci 20 de ani am cotizat, ca să ne înțelegem. În plus, abonamente, am luat și eu. Un sezon, da, unul, nu, ceva de genul, dar luam. În sezonul în care, într-adevăr, puteam să ajung și eu pe la tarin și asta, luam abonamente. Bilete nu mai spun, sau de câte ori am fost la meciuri și asta, din Constanța a venit. Tot timpul am încercat să fiu așa la cât mai multe meciuri și asta, domnule, s-au dat bani, asta nu înseamnă că am salvat ceva sau am făcut, am contribuit ca orice suporter, nu sunt salvator, nu am făcut nimic ca deosebit, dar pot să spun că atunci când echipa era în Ministerul de Interne, era altceva, domnule, era mândrie, era onoare, era, ce vorbim aici, de situația asta în care s-a ajuns acum, e o rușine, e o, nu știu, e o mizerie ce se întâmplă acum la tine. Asta este. Noi vă spunem de mult timp chestia asta și voi nu ne credeți pe noi că suntem dușmani și credeți pe ăștia care vă ia banii că ei sunt zânele bune. E bine, nu este așa. Ei sunt organizați în structuri mai mici și căței aia care sunt șefii structurilor ăstora și inclusiv pe afară sunt, primesc bani sau au anumite foloase materiale de la voi. Voi cotizați ca niște fraierici și ăștia se îmbuibă, înțelegeți? Ei se plătesc între ei, o structură de tip mafiot care suge bani de la voi. Dacă vă înfigeți acum în ei și le faceți un audit și o să vedeți cum s-au cheltuit toți banii, ei atunci o să vedeți cum s-au dus, în ce direcții s-au dus, pentru că nu o să le iasă banii și o să vedeți chestia asta. Eu dau scris, deși n-am văzut ce e acolo, nu am dat în documentele lor contabile, dar nu se poate așa ceva, nici n-am văzut nicio hârtie de genul ăsta făcută. Nu se poate, ci că vine cu uitare de seamă, ci că o foaie velină, scrie acolo împrumut Dinamo, gata că inor, v-am dat socoteala la banii care au fost. Bă, eu aveam pretenții mari de la voi, mari, de la câinii ăștia care sunteți acolo. Nu puteți, mă, să vă lăsați prostiți în halul ăsta. Și v-am spus, nu-i vorba că iau vreunul banii și că s-a, nu știu ce, i-a scăpat la 2-3 lei, dar voi nu vedeți cum a ajuns Dinamo, mă? Când spuneți mie că voi ați plătit și dacă nu erați voi, nu făcea deplasarea și nu făcea nimica. Adică badea cu negoiță și cu ăștia lăsa ei echipa să se scufunde așa de căcat. Dacă n-a luat succes proiectul ăsta, i-a aruncat pe jegurile astea de la apeluză, i-a aruncat direct în cap și îi scotea dracului din nimai plătea, îi scotea de pe ștatul de plată, înțelegeți? Și termina Dinamo cu țigănia asta și căcați ăștia ieșeau la iveală sau se băgau în... se veneau atunci în opoziție, veneau lângă noi, că echipurile sunt cu suporterii, nu sunt... Dom'le, ei sunt niște slujbași alu negoiță, alu badea și alu borcea. Da? Și așa au fost tot timpul, au avut telefoane plătite, mănâncă la rin. Ce vreți să vă mai spunem? V-am spus destule, ce dracu să mai spunem? Vin unii și ne ceartă, bă, tu te iei de ăia că i-au făcut, că au venit, că au strâns, că... Dacă nu erau ei, ce mă? Să vă mănânce banii, nu? Păi uitați-vă mă, eu când spun că ăla e slujbașul în egoiță, e cum mă, mănânci la rin, dar nu ești slujbașul în egoiță? Cum e mă, îți plătește telefonul Borcea și Badea și... toți îți plătesc telefonul și tu nu ești slujbașul lor? Am să fim serios, ce dracu vorbim serios. Vorbim numai în așa, venim și facem de-astea, critici la persoanele care chiar spun adevărul și vă atrag atenția și vă trag de brăcinare. Vă zic, bă, nu fiți copaci, încercați să gândiți, nu fiți așa. Vă lăsați tot timpul porniți așa, că vă prostesc ăștia în asociațiile astea de DB create zonal. Deci astea sunt create cu capă ca să colecteze banii ca lumea. Și aia capii care sunt acolo, de ce nu sunteți voi, mă, v-ați ales voi? Vreau să mă contacteze și pe mine membrii ăștia care sunt până diaspora, până, eu știu, asociațiile astea care sunt de județ, județene, nu știu ce, zonale. Vreau să mă contacteze membrii de acolo și să-mi spună mie că ei au ales ei, șeful lor l-au ales ei prin
s-au strâns ei acolo și au votat și l-au ales pe unul care au crezut că e mai reprezentativ. Chiar vreau să văd lucrul ăsta. Nu cumva a venit unul sau a auto-intitulat șef acolo pus de ăștia și a început să vă strângă în jurul lui, v-a strâns și după aia v-a luat banii? Hai să fim serioși, să ne gândim așa. Domnule, vă spun niște lucruri, deși nu am informații, nu m-am dus să verific ce activitate au făcut ăștia, eu sunt sigur ce au făcut din cele întâmplate și cele reieșite ulterior. Deci ce am văzut că s-a întâmplat după aia, mi-am dat seama exact ce au făcut ăștia, fără să stau să cercetez, să vin acolo, să iau date. Deci chiar vă rog ăștia care sunteți membri în DDB, eu știu, Belgia, Italia, Anglia, eu știu, Tag, nu știu ce să mai zic, în ce țară, în județ, în Botoșani, în Buzău, nu știu ce. Doamne, veniți frumos, intrați pe mine, pe Robert Munteanu și spuneți-mi acolo doar exact ce s-a întâmplat la voi, la asociația acolo. Dacă s-a făcut alegeri, s-au făcut alegeri după, sau a venit un timp și s-a auditulat șef acolo și hai băieți, vă strângem, hai, v-a pus slogane de alea, niște melodii și hai să facem treabă. Înțelegeți? Adică hai să cotizați că eu sunt jupunul vostru să dau birul mai departe. Doamne, asta vreau să știu. Dar nu pentru mine, tot pentru voi, pentru că eu n-am ce să știu eu, ce să aflu eu. Pentru că eu v-am spus de la început, eu am mirosit căcănăria asta că pute rău și nu m-am băgat în așa ceva. Clar, mie de regulă nu că... Nu știu, nu că n-aș vrea să particip la proiecte de astea sau ceva, sau nu sunt împotriva să ajutăm echipa, să dăm niște bani acolo pentru binele clubului nostru și asta, dar sunt împotriva țepuielii, da? Deci mie îmi place, frate, dacă se duce un ban și asta să se ducă într-o direcție corectă, să vedem că într-adevăr se face ceva acolo și e corectitudine. Să avem niște lideri de care să ne mândrim și nu niște găinari care au făcut mai mare trapa zlipuri și au mănâncă și au luat case, mașini și alte chestii, alte acareturi, nu au muncit niciodată în viața lor și se îmbuibă pe banii voștri. Hai să fim serioși, dacă vreți să fiți țepuiți și să contribuiți la bunăstarea unor și voi de astea, treaba voastră, dar eu nu cred că sunteți așa. Și sunt foarte mulți, noi suntem cei mai mulți ăștia care nu suntem de acord și nu suntem acolo. Dovadă că voi sunteți cel puțin, eu zic că sunteți cel mult 9.000, 8.000, 9.000, 7, între 7 și 9.000, nu știu, nu pot să mă decid. Pentru că sunt foarte mulți care au, pe care am întâlnit, nu e unul care să n-aibă 2-3 carduri. Cam asta este despre ce țigănia asta care ne servesc ăștia. Deci, ăla a tratat cu, a spus clar că n-am negociat cu Badea, banii, salariu și asta. Zice, dar da, cu Badea am vorbit. N-a negociat cu el, dar da, Badea i-a chemat. Băi, nu știu ce să mai zic. Dacă voi considerați răspunsurile astea și atitudinea acestor conducători, dacă o considerați normală, atunci nu știu, eu ce să mai zic? Nu mai zic nimic, da? Dar eu nu cred că este așa, fraților. Chiar voi chiar nu vedeți niște lucruri. Hai că înainte n-avea cine să vi le spună. Că mergeați la pic și poc, băteați din palme, hai Dinamo, hai la Forță, hai la bani, hai la carduri. Mai mergeați la șchiopul ăla care iubește Dinamo din adâncul buzunarului, ăla care ia pensie de handicap. Și zice că e bun de muncă, că el a spus, bă, nu sunt șchiop, eu fug, alerg, dacă vrei faci cu mine, trage, jucăm fotbal, am fost la campionate. Bă, da, ăștia care îți plătesc ție pensia de handicap știu chestia asta, că tu iei pensia degeaba. Țeparul, dracu, ce ești, țeparii, dracu, ce sunteți, pentru că ăștia sunteți, țepari. Da, ăla care ia pensie de aia de handicap nemeritată, din banii noștri publici, nu? Din banii tuturor. Ăla care îi plătim noi pensia vine și face club, grup, live Dinamo, nu știu ce, și vă strânge acolo, sunteți o căruță. Și acolo sunt steliști, rapidiști, utiști, eu știu, de la Iași, de la nu știu ce, toți sunt acolo adunați în grupul ăla, nu contează, nu dă pe nimeni afară, toți minunați, își bagă, își scoate apă acolo, fac ce vor și nu știu ce. Am auzit foarte multe, nu? Și am fost în grupul ăla la început și am intrat în grupul ăla. După aia când am văzut ce haznaie acolo, am fugit de acolo, clar. Deci, ăștia vă zic, v-au zis, domnule, la Dinamo e minunat, hai să facem așa, gata, pe carduri. Au pus poze cu Hellas acolo, arătându-i susținerea. E normal că pui, mă, când ăștia îți fac lobby ca să-ți vină nu știu câți pe pagină. Să-ți iei și tu banii, să strângi și tu. L-ai plătit șchiopul ăla, voi, în afară de pensia lui aia care ia cu japca și vă păcălește, vă țepuiește, înțepuiește pe toți românii? Șchiopul ăla mai ia și încă vreo 1000 și ceva de euro lunar
Cel puțin pe baza vizualizărilor voastre, că intrați voi pe site-uri și că sunteți acolo pe felie, îi vizualizați pagina, are reclame frumos și ia bănuțul 1000 și ceva de euro cel puțin. Am făcut o socoteală. Pic și poc, ăia nenorociți, ia de la Radio Negoiță 1948, la fel. Ăia la fel, tot așa, ia 1000 de euro și stau, vă, mă mai cerșesc, a venit cu un program, Panteon, donați, nu ne lăsați, dați-ne bani, că suntem orfani. Și voi le dați bani acolo la jivinele astea care vă mint în continuu și care au contribuit împreună cu Negoiță. Ia verificați când a început activitatea Radio Negoiță 1948. Acum vreo 9 sau 10 ani, când Negoiță venise și el acolo și începuse treaba. Ce dracu vorbim, bre? Mai e aia, Madame Flintă, Madame Flintstone, care are site-ul ăla, doar ionuznegoiță.ro, care ea e FCSB-istă, dar ea e profesionistă, deci nu, să nu vă gândiți că spune ceva rău acolo și nu știu ce, nu, 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 nu. Domnilor, Negoiță însuși a spus, nu știu care a zis, a zis o personalitate, a zis o legendă din aviste, Negoiță este stilist. A spus-o clar, ce dracu mai vorbim? Asta e să vine și să... Și el ne zice nouă că el lui pasă de Dinamo și că nu știu ce. Grupa ai lui Dinamo, ăștia sunt. C-o fi mai bine, c-o fi mai rău acum că s-a băgat Badea la înaintare, s-a băgat în față, a ieșit mai în față, dar nu... Nu Badea e acolo. Ei acum ce vor? Care e miza lor? Miza lor este să taie din cheltuielile alea care, către stat, către jucători, au fost sepuiți, ați văzut, Anton, 0 lei. Ați văzut cât avea de primit Anton? Da? Și a luat 0 lei. Și ca el o grămadă de jucători, ați văzut că e o listă acolo. Cu cât au luat, cât au... Cât, care e datoria către a lui Dinamo către ei și cât au aprobat ăștia în planul lor de reorganizare ca să primească. Și ați văzut că primește Negoiță 100% toate datoriile care le are, da? Nu știu, dar nu m-am uitat la haznaua asta de cămătărie, ce câți bani o să ia înapoi. Înțelegeți? Cred că se fac pierduși acolo, să zică că e mai puțin, ca să se facă pierduți banii aia care le-a scăzut, de-a, s-au lins să ia pe degete, știți? Știți când spunea Nea Corăluțonar că nu poți să lucrezi cu mierea ca să nu te lingi pe degete, că așa fac ăștia cămătarii. Și el a spus-o pe bune și v-a zis Corăluțonar și voi l-ați înjurat pe el. Au ieșit ăștia cămătarii și v-au spus că nu e adevărat, că ei sunt minunați și eroi, iar Corăluțonar e un hoț care a venit el, l-a dus pe Cortasero și nu știu ce. Nea Cornel Țânar e o victimă, ca și alții care au fost folosiți acolo, țepuiți. Înțelegeți? Băgați în față și după aia alții și-au făcut treaba. Dom'le, Cortasero ăla este slujbașul lui Negoiță și lui Badea, dom'le, ăsta este. A venit acolo să îngrașe cheltuielile și asta și să facă debandada asta. Iar voi trebuia după aia să salvați, înțelegeți? Asta e toată tactica. Iar voi ați căzut în plasă, în continuă, așa, ram, hai, îmi iau 7 carduri, 8 carduri. Băi, sunt băieți de bine, eu îi cunosc, știu, dau bani, o grămadă de bani, nu-i interesează. Dar vă dați seama, nu faceți bine lui Dinamo, vă mai repet încă o dată. Ținându-i pe hienele alea acolo și făcându-le jocul lui ăștia, voi nu faceți decât să ne adânciți în criza asta și să rămânem fără posibilitatea de a mai face ceva, pentru că singura posibilitate de a face ceva este să ai o structură ultras care să răspundă și să fie loială, nu așa, e loială în Negoiță că-i plătește. Înțelegeți? Asta vreau să vă spun. Și situația asta că s-a ajuns la 6-0-5-0 din partea rivalelor să ne tăvălească așa, e singura dată când s-a întâmplat așa ceva și uite că sunt lucruri în premieră, da? Istorie. Că spunea ăla cu bastonul de mareșal Popălău, ăla, Papa Lapte ăla, zicea că vorbea ceva de istorie, chiar înainte de meciul ăsta cu Oltenii. Și eu v-am spus în materialul de premergător partidei, v-am zis acolo, uitați-vă în avancronica aia sau ce am făcut eu acolo material. Intrați în materialul ăla și uitați-vă înainte de meciul cu Oltenii și o să vedeți ce am spus acolo. Că el ar trebui să fie preocupat de reducerea proporțiilor scorului, nici de cum să discute de istorie și așa mai departe, că s-ar putea să intre în istorie în mod negativ și așa s-a întâmplat. Îmi pare rău că am dreptat de tot timpul, dar asta e, noi vedem lucrurile și le spunem așa cum sunt. Ăștia v-am zis. Cei citați mai sus, ăia, Șchiopu, Mopu, Pic, Poc, m-au păcălit împreună cu ăștia, cu peluzarii, m-au păcălit și v-au prostit. Au mâncat lângă echipă și v-au prostit în continuu. Că e bine, că nu știu ce, hai câinilor, nu știu ce, cupa nu ne interesează, aia nu ne interesează.
nu vrem să mergem în cupe europene, să ne spună și nouă cum s-a întâmplat faza aia cu... Noi n-am vrut să-i batem pe aia, pe Pitești, sau cu cine am jucat, nu știu, cu Chindia. De ce n-am vrut să-i batem pe aia? Căci că n-am vrut să mergem în cupe. A spus-o chiar și el la... și Dușan Orin. Dușan Orin, care la fel a fost băgat în față, a văzut el care trebuie și a fugit. Ăla și el a rămas fără bani, a zis o grămadă de oameni care au fost țepuiți. Deci s-au țepuit jucători, au jucat moca, te-au salvat de la retrogradare, că era într-o situație în care retrogradai, da? Pentru că la începutul sezonului le făcea morcov, uite așa, în fund. După ce scăpaseră la Mustață, cu ingineria aia, cu mai multe echipe, cum și ne-am făcut de căcat în tot campionatul, cu coronavirus, suntem bolnavi, suntem nu știu ce. Că planează și niște îndoieli, că băieții aia, că aducea cu otrăvirea, cu coronavirusul, și că a fost mingicărie făcută din partea noastră, că ca să nu putem să jucăm, că dacă jucăm noi bătaia pe teren și nu știu ce, e posibil să fie și așa. Eu nu vreau să zic că e adevărat, dar circulă niște zvonuri și când apar zvonuri, ceva e acolo, că nu apare fum fără foc. Hai să fim serioși. Bine, cam asta e discuția. S-a ajuns la bastonul de mareșal, la mugurii unei noi nu știu ce și istoricul, istoria ne obligă, istoria nu știu ce, să luptăm pentru istorie și a zis ce a luptat de a luat 5. A luat 5, după ce a luat 6, a mai luat și încă 5 acum ca să-i ajungă. N-ați văzut o catastrofă de antrenor care te duce în B. Te duce în B liniștit, fără nicio remușcare. Voi gândiți-vă la o chestie că nu e vina lui nevinovat ăsta. Ăsta e nevinovat, l-a pus acolo, treci bă în față acolo, stai acolo. Stai acolo că vedem noi dacă avem ceva rezultate, gata, nu mai am ce pe Renic. Vedem noi care treaba. Poate între timp îl luăm pe Mutu, vedem ce facem, scăpăm de Renic, cum să-l băgăm pe Renic acolo. Dumnezeu, vedem acum dacă vrea Renic să vină. O să vedem, chiar sunt foarte curios. Dumnezeu, dacă Renic n-are de ce să nu vină, a spus că vine în orice situație. Știe că Dinamo este într-o situație catastrofală, dar vine pentru că iubește Dinamo. A spus-o clar. Și mai e ceva interesant în presă, nu știu dacă sunt, așa au prezentat ea, ca și declarația lui, a spus că el nu va antrena decât la Dinamo de acum încolo, în România. În fine, Mureșan a confirmat, a spus că gata, Reni va veni după pauza de echipă națională acum și nu știu ce. Dom'le, vă aduceți-l cât mai repede, lăsați-o dracu cu pauza, cu nu știu ce, lăsați-o dracului de treabă, lăsați-l pe colceală, să aruncați-l dracu de acolo. Să măcar dați mâna liberă lui Rednic să-i facă echipa măcar prin 11 lui Papa Lapte ăsta. Nu se poate, bre, dă o dreapă. Se călcau fundașii pe picioare acolo și noi cu 1000 de fundași în echipă jucăm partidul ofensiv. Nu se poate așa ceva. Deci ești Papa Lapte, ce dreapă. După aia ieși la... După partidă ieși la declarații acolo și spui că jucătorii n-au ieșit ca bărbați în față, că nu știu ce, că trebuie să ieșim. Dom'le, știți de ce s-a pierdut partida asta cu 5? Cu 5-0? Pentru că în momentul, minutul 14, când ai văzut că ai un om în minus și te călăresc ăștia și ți-a dat 1-0 din penalti și asta, tu te-ai deschis și ai jucat. Și tu ca antrenor n-ai făcut niște schimbări ca să retușezi primul 11 ăla și să faci într-un fel, să ai acolo o superioritate, să ai și tu acolo, sau să echilibrezi puțin, nu? Că superioritatea n-aveai cum să ai. Trebuia să echilibrezi puțin raportul de forțe și atunci trebuia să faci niște schimbări care să se vedea clar că ai greșit. Ai greșit din prima, spune că a fost o greșeală, deși n-are nici greșeală să fie cu Geafer pe teren și cu Grigore și mai bai și pe Dudea ca să fie bomboana pe colivă. Băi fraților, deci Dudea e lent pentru fundaș central, nu știu, eu v-am spus, ar fi fost bun să-l încerci acolo pe postul unde l-a încercat Andone și a jucat când era tânăr. Când era puștan așa, venise acolo și era închizător lângă mai Malangua acolo și a jucat bine de tot. Ține minte că a jucat bine, bine, câteva partide. Și după aia a fost băgat iar fundaș central, că am avut nevoie. Ne-a tras tot așa unii, 2-3-0, ne-a bătut acasă. Și după aia a fost trecut pe linie moartă și împrumutat și așa mai departe. Dom'le, uneori antrenorii le greșesc postul la băieții ăștia. El e lent, nu știu, nu-mi place, ca fundaș central nu mi-a plăcut niciodată. Dar la închizător, cum l-a folosit Andone, a jucat bine, Andone. Și cred că închizător era... Este postul lui și putea fi folosit acum și în partida asta, dacă vrei să faci ceva. Deci primul 11 făcut total catastrofal, da? Cu gaferă ăla, ca așa îi spunea cineva, gafer.
Nu, nu, eu v-am spus, băiatul ăla, odată nu știe să lovească mingea cu capul. Doi, n-are un pic de valoare, n-ai ce valoare să ai când tu iei cartonaș și minutul 6 și hai să spunem că l-ai luat, să zicem că la intrarea a fost sărănească, ghiorbănească, nu știu ce cum să zic, inconștientă, ce dracu ai intrare acolo, să, minutul, primele minute să iei cartonaș și dacă l-ai luat după aia, stai dracului liniștit, potolită, lași pe ăla acolo să facă dracu ce vrea, mai era portarul, mai se întâmpla ceva, ați văzut exemplu de inteligență în joc și experiență. Uitați-vă la faza aia, la ultimul gol, când pasează Bogomanul la acasă și vine Olteanul ăla și dă mingea pe lângă Iliev. Și Iliev are la un moment dat posibilitatea să ajungă, să facă alunecare, să încerce ceva disperat. Dar nu face, că s-a gândit că ia cartonaș roșu acolo. S-a gândit că ia roșu. Era ultimul minut, într-adevăr, dar ce se întâmpla? În meciul următor nu mai juca. Deci, ca să vedeți experiența unui jucător, nu ca Gogomanul ăla, bolovanul ăla care s-a aruncat ca găina la, nu mai zic la ce, și a intrat la ăla, l-a întors acolo, s-a atins de el și a căzut. N-a fost 11 minute acolo și nici măcar de galben nu era. Nu se dea galben acolo, că l-a atins în... N-ai cum să dai galben acolo când l-a atins pe ăla involuntar, deci... Nici măcar faul n-a fost și dacă spui că a fost faul, a fost un faul de întâmplător, adică a intrat prin imprudență și s-a lăsat atins de el când s-a întors și l-a atins și nici măcar el nu-l atinge, el vine așa în viteză și trece pe lângă el, ceva de genul. Deci, mie mi se pare total absurd, dar acum nu vreau să mai aruncăm pe arbitraj pentru că noi jucăm prost, asta este. N-avem ce să, dacă jucam bine mai spuneam, dar faci primul 11 catastrofal. Ăștia nu joacă nimic, n-au ce să joace cu schimbările care faci tu și ce ai făcut tu pe acolo și ce tactică inexistentă ai folosit tu și așa mai departe. N-ai ce pretenții să ai, nu te poți, te poți face de căcat, asta e tot ce poți să faci. Deci n-ai cum să faci o astfel de distribuție a jucătorilor și după aia să vii și să dai cu parul în ei, să zici că ei au fost vinovați. Tu ești o catastrofă, erai primul care trebuia să-ți bagi gâtul la trăitor acolo, să-ți ceri scuze în fața fanilor din Dinamo Bihor pentru umilința care ai provocat-o și să te duci dracu să te ia. Deci eu îmi dădeam demisia în secunda următoare, dacă luam 5 așa și în maniera asta categorică și după greșelile care le-am făcut eu, greșelile tehnico-tactice grave. Deci îl vezi pe ăla, eu sincer, dacă eram un antrenor, și îl vedeam pe ăla că pe gafer, să zicem că îl băgam în teren, dar nu îl băgam niciodată, pentru că ăla nu se poate, ăla nu lovește cu mingea cu capul. E un fundaș care nu dă cu capul în ea, bre. Dă-o de aia cu fundaș central care nu dă cu capul în minge, care freza. Până nu-l tunde unul să-l ia, îi trebuia un Cornel Dinu să-l tundă. Înțelegeți? Cu băiatul ăla, că-i sare elasticul, că nu știu ce. Băi, ori ești fetiță, ori ești băiat, mă. Fundașii de regulă au părul scurt. Ați văzut? Fundași ca lumea. Au părul scurt. Lovesc mingea cu capul. Sunt duri. Nu mămăliți de astea de căcat care fac faulturi de astea inutile și sau le oferă aștia alibiuri să se lovească de ei ca să ia penalti și eliminare. Nu, n-am spus că trebuie să fie acum super experimentat, pentru că aici s-a văzut și lipsa de experiență, dar băi frate, nu știi nimic. Nu știi nimic. Nimic, nimic. Total catastrofal ce a făcut acolo și să-l bagi și pe Grigore și pe... A băgat două piese moarte acolo, n-am înțeles, deci a făcut patru fundași centrale, frate. Deci a avut patru fundași centrale pe teren și a jucat în manieră de ofensivă. Adică joci o partitură ofensivă, adică te desfaci. Ce dracu vrei să joci? Cum i-ai pus pe teren? Ce ai vrut să faci? Vine și explică după meci, băi, uite, am vrut să fac așa, dar nu mi-a ieșit. Nu știu ce dracu ai vrut să faci tu? Dar tu ești o catastrofă nucleară și vorbești de istorie și ne faci de căcat și intrăm în istoria negativă a clubului cu rezultatele astea. N-avem, domnule, ce să discutăm despre Colceaga asta. V-am spus că e nevinovat. Noi, dacă nu vine Rednic acum, este cea mai mare poție, cea mai mare bulangeală care putem să asistăm aia. Deci dacă Rednic nu vine acum, nu este adus Rednic în momentul ăsta și se găsește un tertip că n-a vrut Rednic, nu știu ce s-a întâmplat, că nu știu ce, dacă se găsește o... Ca să zic că în ceea ce te încearcă, domne, dacă totul va fi ok, Mircea Rednic va fi primul, dar... Păi zi, mă, Mircea Rednic e antrenorul Dinamo, cum adică? Pentru că acum, nu înțeleg.
L-ai dat pe bunete afară, i-ai zis că l-ai dat afară, nu? Deci postul e liber, nu mai poate să zică că Dinamo are antrenor, nu mai are antrenor Dinamo. Și de ce Redding nu e? Ce mai poți să discuți după seara asta nenorocită care te-ai făcut încă o dată de căcat? Ce ți-ar mai trebui ca să semnezi Redding? Păi te duci și știi cum, într-o suflare semnezi cu el. Ăștia spun că a semnat pe 10.000, că are contract până în 2023. Dom'le, vreau să vedem, să-l vedem acolo, confirmat, să-l văd pe Mircea Rednic acolo, antrenor. Atunci pot să spun că da, într-adevăr, se va face treabă. Și lăsat cu mână liberă, nu să vină ăștia să-i sufle în coastă căcănarii ăștia, care l-au mai dat afară pe Rednic și altă dată. Înțelegeți? Să nu poată să-l demită măgarii ăștia și vreau să văd reacție. Dacă cumva sară ăștia pe Rednic și să-i facă ce cheie să-i facă, să avem reacție, să-l vrem acolo, să-l ținem acolo, domne. Nu e singur antrenor care poate să facă acum ceva la echipă. Îmi spunea unul, un băiat pe care nu-l cunosc, avea așa o față mai de, nu știu, nu vreau să intru în polemici cu nimeni, dar nu știu, era ciudățel, era așa. Nu știa mie că ce argumente am eu, că a fost o postare a lui Ionică Popăză în care spunea, aveți încredere în Redding, și acolo am scris categoric. Și am zis, pe ce te bazezi tu, ce argumente ai, și argumente? Măi, argumentele mele sunt, nici nu știu câte filmulețe sunt pe YouTube. Argumentele mele le găsești acolo, pe canalul Dinamovic de Elită, de pe YouTube. Le găsești acolo și ai să vezi la argumente de, o să te ia durerea de cap pe tine. Nu știu dacă știi tu ce să înțelegi de acolo, din argumentele alea, dar, sau dacă știi tu ce e argument, dar în fine. Nu vreau să intru în polemici cu nimeni, chiar nu vreau, dar... Sunt niște unele persoane care, nu știu, sunt nesimțite, pentru că altfel nu poți să le spui. Sunt nesimțite. Nu poți să spui la o persoană să-i ceri argumente când eu sunt persoana care tot timpul am vorbit cu argumente și sunt... Am adus la argumente în postările astea care le-am pus pe Dinamovici de Elită că... N-ar mai trebui, te faci de căcat să-mi ceri mie argumente sau să iei cu mine în gură, în penis. N-ai cum! Doamne, cam asta este. Sunt foarte mulți nesimțiți ăștia care apar. Nici nu știu cine sunt, cine îi pune, nici nu știu. Ce argumente mai vrei? Ce căcat să mai faci? Du-te, lasă-ne! Rednic trebuie adus. Dacă tu vii să spui că îl critici pe Rednic, înseamnă că ești în papă lapte, n-ai ce să cauți în grupul din Dinamovici de Elită. Du-te, bă, frate! Ia-o la sănătoasă și du-te, vezi că au ăștia pic și pe grup, au ăștia peluza. Duceți-vă acolo, stați la ei, că acolo ea vă spun tot ce trebuie să vă zică. Ăștia vă fac să plătiți banii, să-i dați, nicio problemă. Voi nu ne credeți pe noi, nu ne credeți pe noi. Credeți-i pe ăștia, pe Romică Bulangiu, pe nu știu care, pe Georgică Dinamovistu. Credeți-i pe ăștia. O să-i vedeți după aia că v-a luat banii și v-ați epuit. V-ați epuit. Cam asta e treaba, fraților. Ce s-a întâmplat aseară a fost un masacru care a fost prevăzut. Eu v-am spus. Noi ar trebui Colceagă la să fie... Să încerce să reducă proporțiile scorului. Deci eu eram convins că vom pierde pe această partidă. Deși sincer vă zic, cu mâna pe inimă, deci dacă Rednic era antrenor cu jucătorii care are acum, care a avut pentru partida asta Colceag, Rednic le făcea o partidă grea la ăștia, vă spun eu. Pentru că arbitrul ăla nu s-a înfipt așa tare în noi. A avut circunstanțe, l-a văzut pe gușterul ăla, pe gușpițul ăla, că a pus piciorul acolo, pac, la tavar. Înțelegi? A fost acoperit, că ați văzut. Băi, s-a atins de ăla, nu știu ce. Ar fi fost faul, dar n-a fost. Dar oricum, de galben nu era. Clar, hai să fim serioși, de-al doilea galben. Că era în postură, că nu știu ce, că dădea gol, că nu știu ce făcea, că e cartonaș. În fine, nu vreau să mai discut pe tema arbitrajului. Arbitrajul a fost cum a fost, dar vă spun eu, Rednic, sau un antrenor care știa ceva acolo meserie, chiar și Bonetti, le făcea viață grea la ăștia. Și vă spun eu că primul lucru, eu chiar aștept să vină Mircea Rednic să vedem cine joacă, cine mai joacă. Pentru că dacă țineți voi minte, Rednic îl ținea pe Tușe pe Grigore și de la asta i s-a și tras lui Rednic. De asta l-au, că nu jucau cine trebuia să joace și de aia l-au dat afară pe el atunci. Și o să vedeți că dacă vine Rednic acum, nu mai joacă cine trebuie să joace, al lui Becalioții. Cine are valoare joacă, cine nu pleacă la plimbare, înțelegeți, la echipa a doua. Unde le e locul? Lu Giafer, lu Mafer, lu Ricci Grigore, roșia, dar echipa a doua, așa le-aș face. Ricci, da, până mai înveți tu să dai în minge și nu știu ce, hai, treci la echipa a doua și acolo lucrează la lovituri de cap,
lucrează la perpendicularizare, lucrează la controlul balonului, lucrează la tackling-uri, la deposedări, la alea, alea. Lucrează, frate, la forță, la alea. Și, într-adevăr, e mare, e destul de puternic, mi se pare puternic, dar nu gândește, nu e inteligent în joc. N-are plasament, nu știe să gândească și le comite. Când îi vine mingea, îi tremură picioarele, vrea să paseze înapoi, tot timpul e să dea laterale, să scape de azul, dea în aut, să nu poată să greșească, să stresat. Deci asta e când ai nesiguranță, așa faci. Te manifesti în felul ăsta când nu ai siguranță, nu ai tehnică bună, nu ești un jucător sigur pe tine. Înțelegeți? Asta este. Și nu se lucrează cu băieții ăștia, că eu vă spun că totuși Ricci Grigore are niște calități din moment ce el a ajuns să fie campion la Under 19, nu? Și a fost la echipa națională în vizor de atâta ori și la Under 19 și la Under 21 acum. Deci dacă el a fost în vizor echipe naționale și era la un nivel promițător la 19 ani, eu vă spun că nu s-a lucrat bine cu el ulterior. Au fost antrenori care s-au prindat aici, antrenori de muzică ușoară, care nu și-au făcut meseria. Dacă Redding rămânea, a văzut Redding în el. L-a încercat și pe fundaș stânga, l-a încercat și pe fundaș central. A văzut că nu poate și nu știu ce, l-a ținea pătuș și a văzut. Redding îl punea pe margine, nu îl lăsa. După ce faci niște gafe și joci catastrofal cu Botoșani și faci faza aia, ne oferi faza aia care a fost, nu știu, de cascadorii râsului. Îi vine mingea în careu și dă o pasă la adversar, o pune lui aia, mă, pasă în marginea careu de 16, așa. El era pe undeva pe în interiorul careului și a venit mingea și a respins-o așa în marginea careului, chiar în centru acolo. Deci, bă, dacă o respingi, o respingi undeva lateral, o dai in out, faci ceva dracului cu ea, nu știu, o degajezi tare în slava cerului. Deci, de cum o dai tu pe jos cu latul în gura careu de 16 metri acolo ca să tragă ăla cât poate? Dă-o dracu de treabă, chiar așa. Deci, vă dați seama, și după ce face faza aia, el e titular, joacă. Nu poți să faci așa ceva. Ce-i spui tu ăla? Bă, oricât de prost ai jucat, tu vei juca acolo, tu ești acolo, meserier. Și el ce zice? Mă, doar ai în cur de toți suporterii, de tot, eu sunt titular, mâine, poimine, poate prin să plec afară să țepuiască ăștia pe vreun club și nu știu ce, mă duc acolo, fac tu și iau bani, mă întorc în divizia ce pe aici, pe la noi și asta e cariera, s-a terminat. Dom'le, asta e realitatea, ce dracu, noi vorbim niște lucruri. Acum, dacă Ricci Grigore mă ascultă sau cineva, unul cunoscut sau aude cineva chestia asta și se simte ăsta lezat sau ceva, doamne, n-ar trebui să vă simțiți lezați. Ăștia tineri trebuie să înțelegeți că noi, cei de pe Dinamovic de elită, să avem niște standarde destul de ridicate. Și noi dacă vă spunem niște lucruri, vă spunem că știm ce vorbim. Și atunci ar trebui să vă dea de gândit, să stați să vă gândiți, să analizați, nu să vă săriți, să vă țară țandăra, să înjurați, să vă gămea și piciorul, ce știe ăla, că eu sunt fotbalist. Băi, băieți, noi am văzut multe generații ca voi, nu... N-am văzut unul, doi ca Ricci. Am văzut jucători fundași ca Tamaș. I-am văzut când erau copii, veniți acolo, Ciutan, și au crescut cu noi. Am văzut fundași central ca Nedelcearu. Am văzut fundași central crescuți de Dinamo. Și care au ajuns meseriași, un Dragoș Grigore. Ce vorbim aici? Un Ștefan Radu, i-am văzut, i-am simțit cum erau jucători, domnule, chiar dacă, deci se vedea din prima că sunt fotbaliști. Și oamenii a zis, știau, se vedea valoarea și noi am crescut cu ăștia și am văzut pe ăștia și n-avem cum să ne dăm seama că voi sunteți niște ageamii ăștia care sunteți la Dinamo și aveți, ați ajuns la 22-23 de ani și încă se mai trage de voi că poate o să confirmați vreodată în viața voastră. Și aici, uite, revenim la chestia asta cu juniorii ani de 21 care trebuie să joace în teren și nu știu ce, doamne, e o prostie asta. Jucătorii, dacă ați văzut... Nu confirmă până la 21 de ani, din cauza regulii astea, că ei cred că au timp să se impună și tot lălăi așa și ajung la 22-23 și după aia intră în conul de umbră între 22 și 24, în care vin alții din urmă de under 21 și trebuie băgați în teren acolo și atenția samsarilor ăsta, vânzători de copii și de juniori, de traficanți și de carne vie, se îndreaptă către ăia mai tineri care poate să vină cu un potențial și atunci jucătorii ăștia la 22 care... Eu zic că totuși au potențial și dacă ar încăpea pe mâna unor antrenori buni, eu cred că, eu știu, într-un an de zile ar putea să confirme sau măcar am ști care dintre ei chiar merită să joace, înțelegeți? Dar n-ai cum să știi care merită să joace când la Dinamo se prindă 500.000 de antrenori și antrenori de ăștia de duzină, înțelegeți? Că asta e, dacă noi încercăm să spunem de Rednic că nu ne convine, păi e ca și cum ai spune că nu-ți convine să conduci Mercedes și vrei să conduci Dacia. Hai să fim serioși, ce dracu vorbim aici? Îmi spune unul că ce performanță are, mai era un dobitoc.
Zice, ce performanță are, mă, Rednic? Ce performanță a avut el pe la echipele, mă? În primul rând, în Belgia, acolo, cred că sunt, eu știu vreo trei echipe care le-a salvat de la retrogradare. Trei echipe care le-a salvat de la retrogradare, care erau, cel puțin una la Muscron, acolo, când a fost Rednic, ăia erau, nu câștigaseră nicio partidă, erau în genul cum se numea acum agenții 007, erau unii căzuți, vai de capul lor, și în, a venit Rednic și a preluat și erau cât pe ce să ajungă, deci au avut o serie extraordinară, dar au ajuns acolo, mai aveau puțin și prindeau play-off. Deci, uitați-vă, cei care urmăriți și asta, știți ce vorbesc, cei care sunteți așa amatori de statistică și vă uitați, în, urmăriți campionate, dar ați urmărit, eu urmăresc toți antrenorii care au fost la Dinamo, care sunt dinamoviști, care sunt galonați. Îi urmăresc tot timpul, chiar dacă se duc afară, chiar dacă asta urmăresc și pe ăla și pe ăla. Sunt foarte informat. Asta a fost la Muscron, vă zic, vă dau un exemplu. La Standard Liege erau voi de capul lor în vrie și acolo era un investitor tot așa, gen egoiță și așa. A venit trading și a făcut treabă și acolo la ăia. Ce vorbim? În fine, nu a rezistat pentru că el nu a fost lăsat să-și facă el treaba așa cum știe. Înțelegeți? Tot au venit ăștia, că stai, că au încercat să arunce pe antrenor tot timpul ca să nu cumva se vadă incompetența lor ca manager, incompetența lor ca investitor, pentru că nu bagă bani acolo și normal, ce era să facă? Rednic, ce să-ți facă cu trei lurele, trei surcele, jucători de 2 bani, de duzină? Înțelegeți voi? Cam asta e situația, dragii mei. Asta putem să discutăm dacă vorbim de ce a făcut Rednic, ce, eu știu ce performanțe are Rednic. Deci Rednic, ce dracu să mai vorbim de performanțe când doar atâta le amintesc la pârneași ăștia, papagale ăștia care vorbesc prostii și asta, să se mai uite frumos când juca NND, când nu știa Rednic pe care atacam să bage, că aveam pe Ganea, pe Niculescu și pe Dănciulescu și era, juca Dinamo spectacol și făcea cu oricine, ștergea pe jos. Făcea spectacol și dădea niște goluri de nebunea și ce mai vorbim și a luat titlul la pași. Ce dracu să mai discutăm de comentatori de ăștia de duzină. Nu mai avem, n-are rost, eu nu discut cu așa ceva, îi dau afară și nici nu mai îmi pierd timpul cu așa țărani și prostani. Duceți-vă în grupul de lupic și pocă, vă meritați soarta, acolo vă duceți. Duceți-vă acolo, văgeți-vă card și gata, stați acolo. Să nu mai veniți încoace în grupurile din Auviș de Rită, n-aveți ce căuta nici în SPF Fidelis. Sunteți de tot căcatul să spuneți chestia asta, bălăria asta, că Redi nu știu ce, du-te bă de bă, papagalul. E singurul antrenor care ne-l permite în situația actuală și care a cărui numire ar putea fi realizabilă, da, în acest moment. Și e singurul antrenor care ai garanția că dacă ar fi lăsat să-și facă treaba, în 2 ani de zile ai echipă care se bate la titlu, vă zic eu. Dar asta e, vom vedea. Cam asta s-a întâmplat pe teren acolo. Eu v-am spus, a fost făcută o echipă de duzină, făcută la Ciupeală acolo cu 5 de fundași și s-a încercat să se jucau o partitură ofensivă. Cam asta a fost. Ăștia au dat cu terenul în cap și cam asta s-a întâmplat. Jucătorii au clacat, tineria de duzină care se tot trage pe ei și cam asta a fost treaba. Asta a fost explicația. Apoi, când am rămas cu 9 în minus, am jucat boem, visător, jucam noi în atac, atacam, nu știu ce, am avut câteva faze care ieșeam peste ei, ne-a prins ea în superioritate numerică de 4 contra 1. Hai să fim serioși, nu face așa ceva. Dacă te duci acolo, te închizi în apărare, joci la ciupeală, lași adversarul să vină pe tine și vezi ce faci. Dacă îl prinzi pe contraatac, îi dai, dacă nu, la revedere. Cam asta este. Dar n-ai ce să vorbești cu antrenori ca nea muguri pe piept și cu bastonul de mareșa. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Sper că n-am fost prea dur cu cei vinovați și asta, dar, doamne, dacă nu vine Rednic, eu spun că n-are sens să mai ne uităm la Dinamo. Deci eu vă spun sincer, eu sunt un câine care... Eu nu pot să mă abțin, o să mă uit tot timpul, o să urmăresc, dar nu ai ce să mai vezi. Deci vă spun sincer, deci dacă Rednic nu va fi adus acolo, nu se va face nimic la Dinamo. Nu avem nicio garanție și nimic pentru viitor nu se va face. Trebuie să fie adus, lăsat cel puțin 2 sezoane acolo, să nu-i se pună decât obiectivul salvarea de la retrogradare, cum s-a zis acolo în ziar, dar nu cred că e așa. Și să fie lăsat să aducă jucătorii care vrea el și să... Își facă lotul așa cum vrea el, să facă totul după cum își imaginează, cum gândește și atunci vă spun eu, va ieși extraordinar. Cam atât pentru astăzi. Îi rog pe cei care probabil i-am atins așa fără să vreau tangențial, de ăștia oameni care sunt de calitate și sunt prin NDB și probabil că am fost mai dur
la adresa membrilor cotizanți și asta, îi rog să nu se supere pe mine, să înțeleagă că suntem supărați cu toții și noi fanii care, ăștia care nu suntem luați în calcul și care suntem împotriva și care semnalăm neregulile care sunt acolo în asociația asta de cămătărie, suntem tot frații voștri, tot prietenii cu voi, dar trebuie să înțelegeți că nu vă jignim așa aiurea. Da? Unii dintre voi sunt, au interese obscure și ar trebui să vă delimitați de ei. Dragii mei, cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit încă o dată. Numai bine!